Lorena face zilnic naveta la liceu din localitatea Valului Traian, în Constanța. Abonamentul o costă 180 de lei pe lună. De cele mai multe ori plătesc cash pentru a putea ajunge la timp la liceu și e foarte greu pentru că am 6 frați și încă suntem mulți la liceu și din păcate nu primim nimic. Din Techirghiol, în Constanța, Alev are de plătit și mai mult pe abonament, 350 de lei. În familie suntem 3 frați, sacrificii foarte mari pentru educație care trebuie să fie gratuită. Și plătește naveta pentru toți 3? Da. Trebuie plătită pentru toți 3, pentru că toți 3 încă sunt la liceu. Elevii navetiști au ajuns în această situație pentru că noile norme de transport au fost publicate în monitorul oficial abia cu 3 zile înainte să înceapă școala, iar companiile n-au avut listele din timp. Suntem obligați de conjunctură, dar și de lege, să transportăm elevii contra cost. De ce spun și de lege? Legea prevede gratuitate, dar în lipsa listelor de la unitățile de învățământ pe care transportatorii să se bazeze, există riscul să ofer gratuitatea unuia sau mai multor elevi care ulterior să nu se încadreze în acea listă. Practic, în aceste zile, consiliile județene trebuie să transmită inspectoratelor lista operatorilor de transport, iar școlile să strângă date de la elevi despre ruta pe care se vor deplasa. Și după aceea vor fi emise biletele și abonamentele. Operațiuni care ar putea dura câteva săptămâni. În prima săptămână din octombrie, credeți că s-ar rezolva? Eu așa îmi doresc să le vedem rezolvate până atunci. Depinde însă foarte mult și de colaborarea cu cei din consiliile județene și de rapiditatea cu care școlile și inspectoratele reușesc acest schimb de date. Asociația elevilor din Constanța vrea să tranșeze problema în instanță. Urmează să depunem plângere prealabilă împotriva hotărârii de guvern care a fost adoptată, care reglementează transportul elevilor, prin care vom solicita Ministerul Educației să o modifice și în cazul în care Ministerul Educației nu va modifica această hotărâre, o vom acționa în instanță în scopul suspendării și mai departe anulării ei. În anul școlar precedent, 200.000 de elevi au făcut naveta, de 2 ori și jumătate mai mulți decât în 2021. Ministrii Educației și Dezvoltării au semnat azi contractele de finanțare pentru achiziția de microbuze electrice, exclusiv pentru elevi.